El va șterge lacrimile din ochii lor dacă au curs lacrimi. Biblia spune că El strânge lacrimile noastre în burduful Său. Și aici, pe pământ, zice Biblia, după cum scânteia se naște ca să zboare, tot la fel și omul se naște ca să sufere. Este o vreme a lacrimilor, dar și a bucuriei. Cea mai mare bucurie este atunci când poți să ai și lacrimi, în lacrimi. Cea mai mare bucurie, cea mai mare împlinire. Suntem la o nuntă, ne bucurăm pentru Corneliu și Mariana. Eu spun uneori la nunți că am anumite rezerve și nu mă duc chiar întotdeauna acolo unde sunt chemat. Sunt cu rezerve. La această nuntă însă m-am bucurat când fratele Moise m-a invitat și fratele Ghiță Sala, pentru că el este și prieten și este de la Betel. Și apoi cu fratele Moise, sigur, suntem în lucrare de mulți ani și am fost împreună și ne bucurăm. Mă bucur pentru cei doi, pentru Corneliu și pentru Mariana. Când doi tineri care s-au păstrat curați și au păstrat curăția și fidelitatea, e foarte simplu, e foarte ușor. Nu e o procesiune religioasă, nu e o liturghie. Dumnezeu garantează binecuvântarea. Noi nu ne îndoim, ei au venit aici să obțină binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Singurul care o poate da este Dumnezeu. De aceea, din toată inima dorim Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Iau binecuvântarea și din partea părinților, e foarte important. Părinții trebuie să fie de acord, atunci binecuvântarea este garantată. Când și părinții și unii și alții și toți într-o unitate, într-o înțelegere binecuvântată, sunt de acord pentru lucrarea aceasta. Domnul lucrează prin ordinea naturală a evenimentelor, fără să prejudicieze voința liberă a vreunui om. Dacă la baza tuturor evenimentelor trebuie să primeze mila, când e vorba de căsătorie, acolo nu din milă ne căsătorim. Acolo trebuie să primeze dragostea. Domnul lucrează prin ordinea naturală a evenimentelor, fără să prejudicieze voința liberă. Cel care a decis a fost Corneliu, în ultimă instanță, și a fost Mariana. Ei ori decis, ori hotărât împreună, ori anunța familiile, sigur, s-au rugat pentru aceasta și au avut deschidere, libertate din partea lui Dumnezeu. Dar în spatele tuturor evenimentelor este mâna celui preanalt, care controlează evenimentele. De aceea vreau să citesc câteva lucruri din cartea Eclesiastului de bună oară, spune așa, versetul 26 din capitolul 7, am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și a cărei mâini sunt niște lanțuri. Și acum atenție, cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, cel plăcut lui Dumnezeu. Eu cred că Corneliu este plăcut lui Dumnezeu, înaintea celui preanalt. Este plăcut, Domnul îi place de el, de aia i-a dat-o pe Mariana. I-a pregătit-o pe Mariana. Cel plăcut lui Dumnezeu. Tot aici, în cartea Eclesiastul, spune în capitolul 2, căci el dă omului plăcut lui, omului plăcut lui. Oare cine este omul plăcut lui Dumnezeu? Oricine, da, de unde, nici pe departe. Omul plăcut lui Dumnezeu este omul evlavios, Psalmul 16. Sfinții care sunt în țară, oameni evlavios, sunt toată plăcerea mea. Omul plăcut lui Dumnezeu este omul evlavios. Omul plăcut lui Dumnezeu este omul fără prihană, Proverbe 11:20. Omul fără prihană, nu oricine, nu oricui, el dă omului plăcut lui și o vom vedea ce-i dă, ce-i pregătește Dumnezeu. Apoi, un al treilea lucru, omul care aduce jertfe duhovnicești este omul plăcut. 1 Petru capitolul 2, versetul 5, Romani 12:1. Nu le mai citesc ca să amintesc, să reușesc să amintesc câteva gânduri. Omul plăcut lui Dumnezeu este omul care slujește într-un chip vrednic de Domnul. Ce-i dă omului plăcut lui Dumnezeu? Ce-i dă Dumnezeu? Că Dumnezeu îi dă. Uitați ce frumos vorbește Biblia. Proverbe, capitolul 31. Versetul 10 spune așa, cine poate găsi o femeie cinstită?
Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Cine o poate găsi? Omul plăcut lui Dumnezeu. El o pregătește. În spatele tuturor evenimentelor care aparent par un lucru la întâmplare, este mâna lui Dumnezeu care controlează toate lucrurile. Uneori mai auzim, frate, zice, eu mă puteam căsători cu... Nu puteai, dacă puteai, te-ai fi căsătorit așa, dar n-ai putut decât așa cum te-ai căsătorit. Că Dumnezeu scutește, ferește pe un om sau pe o fată, pe o tânără, care, sigur, nu poate anticipa ce se poate întâmpla în viața ei, dar Dumnezeu vede toate evenimentele până la sfârșitul vieții. Când e vorba de un om plăcut lui Dumnezeu, el vede și sfârșitul și, în mod special, are în vedere mântuirea sufletului lui. Dar și aici, pe pământ, binecuvântarea. La nunți obișnuiesc să spun că, ce să spunem, familia este un refugiu extraordinar. Atâta ostilitate, priviri dușmănoase la ora actuală, din partea atâtora, e nemaipomenit să ai o familie. O familie unde să ai un refugiu. O familie unde să simți bucurie, să simți dragoste, să simți înțelegere. Familia este locul cel mai binecuvântat. Cele mai înalte stări le poți trăi în familie, dar și cele mai mari traumatisme, tot la nivelul familiei le trăiești. De aceea, încă o dată, el dă omului plăcut lui o femeie cinstită. Ea este mai de preț decât mărgăritarele. În capitolul 12... spune aici în versetul 4, o femeie cinstită este cununa bărbatului ei, omul plăcut lui Dumnezeu ce primește din partea Domnului. Dar cea care face rușine, zice, este ca putregaiul în oasele lui. Femeie cinstită primește omul plăcut lui Dumnezeu, dar nu numai o soție cinstită. Biblia ne spune în continuare în Proverbe, în capitolul 18 și în capitolul 19 ceva foarte frumos. Spune aici versetul 22 din capitolul 18. Cine găsește o nevastă bună, pe lângă să fie cinstită, să fie și bună. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui, un cuvânt bun. E nemaipomenit, într-un moment limită prin care treci, soția te poate coborî sau te poate înălța. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Dar auziți, este un har, o grație, o îndurare pe care îl capătă de la Domnul, de la Domnul. Corneliu, bucură-te în această zi, bucură-te de Mariana, căci Domnul este Cel ce controlează evenimentele. Apoi un al treilea lucru, pe lângă cinstită și bună, spune aici în capitolul 19, versetul 14, casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Pe lângă să fie cinstită și bună, dar să fie și abilă, pricepută. Mare lucru. În familie să ai încredere. Și încrederea de astăzi, în continuare, ea trebuie să crească, e un crescendo. Vreau să spun că nu se consumă în prima lună, în primul an, în primii ani, bucuria și fericirea în familie. În familie descoperi valențe noi în partener, tot timpul. Tot timpul trebuie să descoperi în partener valori pe care Dumnezeu le-a pus și după ani și zeci de ani de căsătorie. Nu concep să se strice relația, bucuria, părtășia, comunicarea în familie. Familia este o forță extraordinară. E nemaipomenit unde copiii cresc într-o asemenea atmosferă, într-o asemenea părtășie. Ce frumos! Casa și averea le moștenim de la Domnul, dar o nevastă pricepută, zice, este un dar de la Domnul. O nevastă bună e un har. O nevastă, zice aici, pricepută, este un dar de la Domnul. Numai Domnul o poate pregăti. Și o pregătește pentru omul plăcut lui. Aș vrea în continuare câteva lucruri, sigur, foarte scurt vorbesc, pentru că sunt frații care vor continua și vor aduce mesajul. Dar vis-a-vis de o astfel de soție, o soție cinstită, bună și pricepută. Primul lucru, ea trebuie să aibă o relație bună cu Domnul. Știți ce spune Biblia în epistola lui Petru, în prima epistolă, capitolul 3? Spune acolo, ca Sara, care nădăjduia în Dumnezeu și era supusă soțului ei, lui Avram.
Nu poți să fii supusă, pentru că, sigur, îi se va pune întrebarea, sorei Mariana, în dreptul ei, dacă împlinește porunca sfântă, și anume să fie supusă soțului ei după modelul ideal, după cum și biserica este supusă lui Hristos. Nu poți să fii supusă dacă nu nădăjduiești mai întâi în Dumnezeu. O soție, o tânără adevărată, mai întâi ea nădăjduiește în Dumnezeu, ea are o relație cu Domnul, ea se roagă lui Dumnezeu, ea are încredere în Dumnezeu, ea are un suport și suportul ei este cuvântul, sunt promisiunile lui Dumnezeu, este Dumnezeu, o relație bună cu Domnul. Apoi o astfel de soție are o relație bună și cu soțul ei. Noi nu concepem. Să n-ai relație bună cu soțul, să spui că eu am o relație bună cu Domnul. Am întâlnit astfel de situații. Persoane care au avut impresia și o spuneau tare, că relația lor cu Domnul, părtășia lor, dependența lor de Dumnezeu este absolută. Dar relația în familie nu era bună, era stricată, era forfecată, era tăiată. Nu se poate așa ceva. E o autoînșelare. Un om care are o relație bună pe verticală cu Domnul, nădăjduiește în Dumnezeu, e foarte simplu să fii supusă soțului. Sunt supusă Domnului, sunt supus Domnului și foarte ușor să fiu supusă soțului meu. Ce frumos! Autoritatea! Cine stă sub autoritate, are autoritate la rândul lui și la rândul ei. O astfel de soție va avea autoritate în dreptul copiilor, a generațiilor care vor urma. Relație bună cu Domnul, relație bună cu soțul. Aia înseamnă că nicio mișcare, cât de abilă este soția, întotdeauna va lăsa impresia că părerea nu îi aparține ei, chiar dacă îi aparține. În smerenia și în umilința ei, întotdeauna va încerca să ridice prestigiul soțului, nu să-l coboare, să-l umilească. Așa va pune problema încât să lase impresia că ideea îi aparține soțului. Am întâlnit situații. Soții care și-au umilit bărbații în prezența altora, interveneau mereu ele cu ideile lor și, sigur, nu-i biblic, nu-i dumnezeiește, ce frumos! O soție bună, o soție pricepută, o soție cinstită, ea întotdeauna va încerca. Aici spune, printre altele, zice, este mai de preț decât mărgăritarele, inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de nimica, de venituri și așa mai departe. Un alt lucru pe care vreau să îl menționez, o astfel de soție în al treilea rând, relație cu Domnul, relație cu soțul, dar relație bună și cu părinții. Era aici amintit categoric, nu concepem o familie adevărată care îl are pe Domnul să n-aibă o relație bună cu părinții în continuare, dar soția e punctea de legătură, e foarte importantă atitudinea ei. Ea are un rol extraordinar în familie. Nu vrem să subestimăm valoarea bărbaților, dar femeia are un rol foarte mare, e o punte de legătură între generații. Relație bună cu părinții ei și cu părinții soțului ei, că de acum vor fi și unii și alții părinții lor, și al unu și al celuilalt. Ce frumos! Relația bună se păstrează. Ce frumos când familiile, de bună oară copiii fratelui Moise, de acum să păstreze în continuare relația cu părinții și toți împreună, unii cu ceilalți. Asta este familia adevărată, creștină, care l-are pe Dumnezeu ca suport. De aceea dorim această familie tânără, Domnul să o binecuvinteze. Apoi un alt lucru pe care vreau să-l menționez este și o relație bună cu biserica. O astfel de soție, ea va avea o relație bună cu biserica. Pe cât posibil nu va lipsi de la părtășie. Nu va lipsi de la părtășie, ea va fi prezentă. Dorința după Dumnezeu, după cuvânt, după părtășie, ea întotdeauna va fi deschisă pentru lucrare și pentru a fi prezentă la casa Domnului, o relație bună cu surorile din biserică, o relație bună cu vecinii. Sigur, sunt multe încă altele care le vom auzi în această zi. Eu mă opresc aici și doresc Domnul să binecuvinteze pe cei doi, Domnul să aibă vedere toate familiile prezente. Eu provoc în general, vedeți, sâmbătă și sâmbătă, ieri am avut o nuntă. În general, când sunt nunți căsătorii, vin cei invitați mai nou, vin mai puțini din biserică. Noi îi provocăm la căsătorii, dacă suntem cu inima deschisă, avem carențe care trebuie corijate, lucruri care trebuie îndreptate în familie. Nimeni încă nu-i desăvârșit.
Nu avem impresia că de acum suntem desăvârșiți. Noi tindem spre desăvârșire. Avem lucruri care trebuie îndreptate. De aceea, ori de câte ori venim și suntem cu inima deschisă, nu numai pentru cei doi se vorbește azi. Se vorbește pentru toți cei prezenți, pentru toți familiștii, dar nu numai, și pentru tinerii care urmează să se căsătorească. Binecuvântarea e un lucru mare. E un mare har să fii binecuvântat. Să pornești în viață fiind spatele să l-ai asigurat din partea celui preanalt. Și să știi că înaintea ta merge Domnul care poate să anihileze, poate să îndepărteze toate obstacolele și toate problemele. Încă o dată pe cei doi îi încredințăm în mâna Domnului, Domnul să rămână cu ei. Fratele Moise și sora Boichița pot să fie liniștiți, liniștiți pentru că pe Cornelul știu, cunosc familia sa. Este un tânăr care s-a temut de Dumnezeu, a avut o teamă sfântă și cu o dorință în același timp de a-L căuta și de a-L sluji pe Dumnezeu. La fel și fratele Ghiță și sora Olga se pot bucura și sunt fericiți aici că-L văd pe Corneliu în casa Domnului alături de Mariana. Domnul să fie cu cele două familii. Și apoi Domnul să fie cu toate familiile noastre, să ne ajute Domnul în final și în ultimă instanță să ne întâlnim cu toții, cu toți care ne aparțin sus la Domnul. Amin. Amin.